până la data de 26 ianuarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 2.083.151 de cazuri de infectare cu noul coronavirus COVID-19, dintre care 38.012 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.851.867 de pacienți au fost declarați vindecați. Media la nivel național a coeficienților de infectare cumulată la 14 zile este 8,81. Cele mai multe cazuri se regăsesc în București, 350.328, urmat de Cluj, Ilfov, Iași, Constanța, Brașov și Prahova. Județele în care s-au înregistrat cele mai multe cazuri în ultimele 24 de ore sunt București cu 4.922 cazuri urmat de Timiș, Bihor și Iași, iar la celălalt pol cele mai puține cazuri au fost registrate în Giurgiu 65, iar în Nolt 124 de cazuri. Până astăzi, 59.726 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 25-26 ianuarie 2022, până la ora 10, au fost raportate de către INSP 94 de decese, 42 femei și 59 bărbați infectați cu noul coronavirus. Dintre cele 94 de decese, unul a fost înregistrat la categoria de vârstă 0,9 ani, două la categoria de vârstă 40-49 de ani, 5 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 24 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 28 decese la categoria de vârstă 60 70, 79 de ani și 34 la categoria de vârstă peste 80 de ani. Din totalul de 94 de pacienți decedați, 77 au fost nevaccinați și 17 vaccinați. Nu au fost raportate decese anterioare a intervalului de referință. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 34.255 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 14.570 mai mult decât în ziua anterioară. 4375 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare, distinct de cazurile nou confirmate în urmare testării pacienților care erau deja pozitivi, 1300. 61 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 7348, cu 254 mai mult decât în ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 692 de persoane, cu 42 mai multe decât în ziua anterioară. Dintre cei 692 de pacienți internați la ATI, 585 sunt nevaccinați. Din totalul cienților internați. 667 sunt minori, 655 fiind internați în secții, cu 19 mai mulți decât în ziua anterioară și 12 la ATI cu 5 mai mulți decât în ziua anterioară. Până la această dată la nivel național au fost prelucrate 11.650.852 de teste real-time PCR și 7.048.030 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 30 5.207 teste real-time PCR și 73.730 de teste rapide antigenice. Rata de pozitivare a testelor efectuate în ultimile 24 de ore este de 31,44%. Pe teritoriul României, 131.301 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 7.369 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 87.000 1838 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 55 de persoane. În intervalul 6-13 ianuarie 2022, au fost raportate 65 de milioane cazuri în Uniunea Europeană și în Spațiul Economic European. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Franța, Italia, Spania și Germania.